Între 17 și 23 ianuarie, 8 copii de la Colegiul Național Pedagogic Carol I, însoțiți de avocatul Brândușa Popescu și profesorul Laura Robe, au participat la o competiție pentru elevi de liceu numită International Mot Curt, unde au reprezentat România. Pe lângă țara noastră, alte 15 echipe din întreaga lume au participat la evenimentul organizat de Centrul de Resurse Juridice din New York și Primăria orașului Haga. Evenimentul a reprezentat singura inițiativă la nivel mondial pentru elevii de liceu, majoritatea concursurilor de acest gen adresându-se în special studenților la drept. Cazul a fost unul fictiv, despre crime de război și crime împotriva umanității. Despre rolul acestei competiții așa cum îl văd eu. Cum văd eu și cum cred că îl înțeleg organizatorul. Societatea Mare Internațională este o instituție relativ recentă. Ea funcționează în baza unei legi la care și România, pe care și România a funcționat-o, dar statutul Romei. Statutul Romei cuprinde numa de articole care stabilesc ce înseamnă o crimă de război și o crimă împotriva umanității. Și a devenit o necesitate a adoptarea acestui regulament, a acestui statut, în contextul global al existenței atâtor războaie și atâtor conflicte, care au necesitat intervenția altor state pentru a stopa conflictele și pentru a stabili responsabilitatea participanților. Competiția a fost foarte dură. Toată lumea și-a dorit să câștige foarte mult. Toți copiii au fost extrem de motivați. În condițiile în care, așa cum v-am spus, ceilalți vin din liceu și predau limba engleză, cel puțin, sau în care se predau noțiuni de drept. Eu sunt foarte mândră de ei, de toți. Toți ar trebui să fie mândri de ei. Elevii și-au pregătit argumentele pe baza regulilor de procedură adoptate de Curtea Penală Internațională cu sediul la Haga. Finala a avut loc la Palatul Păcii, iar judecătorii, în fața cărora au pledat finaliștii, au dat de-a lungul anilor verdicte importante pentru întreaga omenire. Cele două echipe care s-au bătut în finală au fost Africa de Sud și New York, africanii fiind cei care au câștigat competiția. Elevii Colegiului Carol I au fost apreciați pentru prestația făcută, fiind foarte bine cotați pentru o țară unde în cursul liceal nu se practică opțional noțiunile de drept. Celelalte echipe participante proveneau de la clase cu predare în limba engleză, unele dintre ele având drept materie studierea legislației internaționale. Pentru a lua șansa să particip la concurse pe doar de exercițiu pentru elevi de liceu. Definiția de mod court înseamnă pregătire de exercițiu pentru studenții de la drept. Dar de data aceasta și odată cu aceste ediții care au început la Haga, revista aceasta fiind a treia ediție, iată comunitatea internațională, opinia publică internațională a fost că și pentru elevii de liceu ar trebui să fie o oportunitate să vedem, poate au aptitudini, poate le place, poate vor să fie provocați în sensul acesta, în sensul de drept penal internațional, în sensul juridic. Pentru că vreau să subliniez faptul că toate manualele de liceu, nici măcar vorbesc de limba engleză, nici măcar nu există o lecție legată de legislație, de drept penal internațional, de crime de război, așa cum am dezbătut noi în rundele, multiplele runde pe care am avut, crime împotriva umanității, în moduri de răspundere, așa cum au avut elevii argumentele. Avem despre orice, despre chimie, fizică, biologie, celule stâmb, inginerie, politehnică, tot, dar nu avem nimic la drept. Deci faptul că ei au reușit să înțeleagă tehnologia specifică, literatura de specialitate, pe drept, bineînțeles ajutați de doamna avocat Brândușa Popescu, ale cărei argumente vreau să vă spun, cel puțin în finală, când noi n-am avut șansa să ajungem în Statele Unite pe partea de procuror. I-am văzut în prima oară în finală. Erau identice. Deci argumentele celor din New York au fost aproape izbitor de asemănătorii cu argumentele făcute de doamna Brândușa. A rămas uimit. Și celelalte, și pe apărate, în toate deci în cele mai bune dintre echipe, se regăseau foarte multe lucruri spuse de noi în apărare, în argumentele făcute de doamna.
Dar, vedeți, nu argumentul era totul. Elevii noștri erau întrerupți sistematic, aproape. N-au fost să spună trei fraze în argument, că iarăși erau întrerupți. A fost un examen al capacităților de autocontrol în situații din acestea de tensiune, pentru că, să știți, a fost o presiune maximă, o presiune enormă asupra unor adolescenți care nu sunt obișnuiți nici acasă, nici la clasă. Sunt convinsă să li se pună întrebări de judecători care au judecat pe Slobodan Milošević, de exemplu, tribunalul din Liban sau Curtea Penală Internațională. Deci, imaginați-vă în ce fel au putut să fie surprinși. Dar s-au comportat extraordinar, au făcut față la fel de bine ca și vorbitorii nativi de limba engleză, cu toate că avantajul celor nativi știți că este nerciterior. Ei mai întâi trebuie să-și formuleze în căpșorul lor și apoi să traducă, să găsească cuvântul potrivit și răspunsul pe care vor să-l audă cei din onorata instanță. Fundația Olanda România, care are sediul la Haga și care a implicat colegiul de la Câmpul Lung în mai multe activități, a fost invitată de către primăria din localitate pentru a deveni parteneri ai competiției. Conducerea Colegiului Pedagogic Carol I și Fundația Olanda România analizează posibilitatea de a organiza la Câmpul Lung în anul 2017 un astfel de concurs. Pentru realizarea acestuia, cei de la Câmpul Lung au deja sprijinul centrului din New York, dar se caută a atrage în competiție mai multe state de pe continent.